Bună seara, am ora 9 și 22 la ceasul meu din drumul taberei București. Probabil și la voi e cam aceeași oră, dacă nu sunteți chiar pe alte meridiane și dacă nu mă priviți înregistrat, nu în direct. Dacă însă sunteți cu mine în direct, puteți chiar să cereți să participați în dialog. Cu Oleg Breg a fost candidat independent pentru un loc în Parlament. Acum doar gastarbeiter sau nu știu cum să numesc. Sunt un intern deplasat, nu chiar migrant. S-a plecat de vreo 2 ani de la Chișinău la București. Încerc să-mi fac loc aici în viața socială, politică, culturală din România, dar nu uit de unde vin și nu uit de viața politică moldovenească. Am stat cu ochii pe site-ul CEC al Comisiei Electorale Centrale o săptămână, două după alegeri, până când, iată, mai ieri abia, înainte de validarea rezultatelor, am aflat care e scorul până la urmă. Am înțeles că aici, în diaspora, în circunscripția 50, unde am candidat eu, pe lângă rezultatul pe care îl știam, că majoritatea alegătorilor și alegătoarelor au preferat să o voteze pe Maia Sandu cu procent mai mare de 80%, deci un procent de Belarus, de Federația Rusă sau de Kazahstan, nici Plahotniuc, nici Șor, nici Renato Usatăi n-au avut așa scor când au candidat la rândul lor, la alegerile locale sau acum la parlamentare. După care, alegătorii din diaspora l-au preferat pe candidatul socialiștilor, un neică nimeni, un anonim, care ci că tot facultatea aici la București a făcut și chiar și masterat la o universitate despre care n-am auzit nici până acum, nici după asta. Și a treia candidată votată tot de diasporă a fost Olga Coptu, reprezentanta Partidului Democraților. Eu am ieșit abia pe locul 4 și am suportul a 2016 persoane. Despre 6 voturi știu aproximativ cine sunt. Despre celelalte 2010 persoane nu știu mare lucru și mi-aș dori să aflu. Na, unii mi-au trimis fotografie cu buletinul, nu l-am difuzat decât, iată, vedeți, am pus pe pagina asta de candidat independent a pus o poză răsturnată cu stema mea, cu sigla mea electorală, cu raze de lumină peste numele meu și descriere că aș fi candidat independent. Dar nu cred că e o faptă bună să fotografiez buletinul știind că pentru asta s-a anunțat pedeapsă, știind că asta e o contravenție și pe nimeni nu sfătuiesc să facă altă dată așa, pentru că astea sunt metodele celora care au învins și au ajuns acum în Parlament. Cu fotografierea buletinului, șmecherii sau irresponsabilii care au votat pentru cine trebuie s-au dus și au obținut banul sau după aceea au obținut favoruri. Și asta e trist, e revoltător. Nu îmi doresc să țin legătura cu cei care și-au fotografiat buletinul și mi l-au trimis. Ba, din contra, ar trebui poate să-i denunț organelor de drept, dacă n-aș ști că acele organe de drept sunt în slujba mafiei. Oricum, vă rog, altă dată să nu mai faceți chestii din astea și să nu mă implicați în irresponsabilitatea voastră. Totuși sunt recunoscător celor care m-au votat cu bună știință, cu bună intenție. Așa cum suntem puțini, suntem totuși curajoși. Nu ne-am temut să mergem împotriva curentului. Am crescut, am dublat, mai mult decât dublat scorul electoral de la alegerile din 15, când am candidat la primăria Chișinău. Atunci luasem, se pare că 1% și 37%, acum am mai mult de 3%.
Deci, de la scrutin la scrutin, încrederea în candidatura mea crește. Dacă aș fi putut candida pe circumscripția națională, cum s-a întâmplat prima dată în 14, în 2014, probabil aș fi avut mult. Aș fi trecut pragul electoral, dar acum nu mai există prag electoral pentru independenți, iar pe circumscripția națională nici nu ne mai permit să candidăm. Au schimbat legile ca să câștige tot ei, după cum vedeți, chiar și cei trei independenți care au intrat în Parlament și Curtea Constituțională le-a validat mandatele cu toate probele video și dovezile că s-a fraudat acolo în Transnistria și pe unde a mai câștigat un al treilea independent. Acei pseudo-independenți s-ar putea să se înregimenteze acum și în fracțiunea majoritară care să numească și guvernul, fracțiunea controlată de același clan mafiot. Deci, aparent lucrurile se schimbă, se fac mai bine, dar de fapt rămâne aceeași situație, lucrurile nu se schimbă prea mult în Republica Moldova și deci așteptări prea mari nu ar trebui să avem. Totuși, mă gândesc să vă incit, să vă îndemn să nu vă lăsați pe gubaș, să nu fiți tentați din nou să plecați din țară sau dacă ați plecat să nu mai vreți să auziți de Republica Moldova și să nu mai participați la următoarele alegeri. Următoarele, dacă nu vor fi anticipate, vor fi alegerile locale și la acelea nu mai poți vota de peste hotare, nici cu pașaport valabil, nici cu cel biometric, nici măcar cu cetățenia americană. Trebuie să fii acasă, să participi, să te implici. Eu vă îndemn, vă încurajez chiar să reveniți acasă și să vă implicați candidând, asumându-vă un rol în viața politică. Pentru că dacă nu facem noi politică, iată, o fac ei și o fac în mod dezastruos pentru economie, pentru cultură, pentru viitorul nostru și al urmașilor noștri. Eu am de gând să candidez, mă gândesc la alegerile, ziceam, dacă nu vor fi anticipate la cele locale, să candidez din nou, neapărat, cel mai probabil în Chișinău sau în vreun orășel, sat din suburbii, nu am de gând să mă întorc la mine în sat și nici să candidez la Trinca, de exemplu, sat care mi-e foarte drag și îl prețuiesc sau eu știu ce alt sat pe unde am mai fost, am mai pedalat și de unde am relatat. La Mingir, de exemplu, sau la Cărpinem, știi că e unul dintre cele mai mari sate din Moldova. Nu mă interesează să mă implic acolo în viața politică, dar în mod sigur sunt oameni care au ieșit de acolo, sau au născut acolo, sau au trăit mai mult acolo și ar fi mai convingători decât mine. Eu nu țin neapărat să ajung în acele funcții, funcție de primar, funcție de consilier municipal, raional, ci aș vrea să încurajez oamenii să vorbească despre anumite probleme despre care se tace de obicei sau sunt ocolite și să propun anumite soluții despre care unii nu le dau un gând că ar fi bune sau nu îndrăznesc să le propună. Asta vă îndemn să faceți și pe voi. Ați văzut, am creat, poate n-ați văzut, căutați acum, am creat acum 2 ani, se pare că am creat pe Facebook grupul Organizare Candidați Independenți. Vă îndemn să candidați independent. Totuși, aveți în vedere că în orașe mari, în municipii, e foarte dificil să candideze independent pentru că trebuie foarte multe semnături. Regula, legea prevede, deocamdată n-au modificat-o și asta e legea, prevede că trebuie să aduni 5% din numărul alegătorilor, dacă vrei să candidezi la funcția de primară, sau 2% împărțit la numărul de consilieri, aici e mult mai simplu, dacă vrei să candidezi pentru un loc în Consiliul Local. Probabil la fel e și cu consiliile municipale și raionale. Deci 2% din numărul de alegători, pe care le împarți la numărul de mandate.
Și iese foarte puțin, dar nu mai puțin de 50 de semnături. Deci cel mai probabil în sate și în orașele nu prea mari și poate chiar și în unele consilii raionale mai puțin numeroase, îți trebuie 50 de semnături adunate pe listele de subscripție și poți candida la această funcție. Și după aceea mergi din casă în casă. Ați văzut că unii au reușit astfel, comunicând cu alegătorii, să ajungă și în Parlament. Nu vă sfătuiesc să încercați să emituiți, pentru că, mai ales dacă sunteți incomozi, s-ar putea să aveți dosar penal. Eu cunosc cazuri când la alegerile locale oamenii au mituit alegătorii, după care au ajuns cu dosar penal în instanță de judecată și chiar au fost condamnați. Nu chiar au stat la pușcărie, dar au antecedente penale și tot felul de alte restricții și nu vă doresc să aveți astfel de conflicte cu legea. Ziceam, dacă vrea cineva dintre voi să participe cu mine în dialog, să-mi povestească ce așteptări a avut de la alegeri, ce așteptări are de la clasa politică, de ce s-a implicat sau nu vrea să se implice în viața politică, dacă a candidat sau dacă a susținut pe cineva, atunci puteți apăsați butonul verde de pe ecranul telefonului. Deci eu acum emit de pe telefon și voi tot de pe telefon puteți să intrați în dialog cu mine, exclusiv de pe telefon, nu puteți de pe computer, sau puteți să comentați cu text pe chat. Și atunci comentariul sau întrebarea voastră le voi citi acuși de pe computer și o să le răspund dacă e întrebare sau să dau o replică dacă e un comentariu important demn de luat în seamă. Aici la București deja de vreo 2 săptămâni venit sunt implicat și eu în viața publică. Aseară am revenit la protestele rezistă în fața guvernului. Se pare că cineva numără și asta aseară a fost a 769-a zi de protest. Aici se protestează din ianuarie 2017. Eu sunt venit la București din februarie și de atunci merg periodic, chiar dacă nu mi-e foarte aproape și nu tocmai comod să mergi cu bicicleta de aici, din drumul taberei până acolo, fac aproape 8 km într-o direcție și deci vreo 15 km în dus întors. Iar azi am fost la un protest, tot pot să zic cu marca Rezist, în susținerea magistraților, mai ales a magistraților care își doresc o justiție liberă, independentă, ca o a treia putere în stat, în competiție, să zic așa, independentă de puterea executivă și de puterea legislativă. O făceam acolo pe protestatarul, dar și pe reprezentantul mass media al puterii neformale, neoficiale, al puterii a patra, presa. Pentru că am transmis în direct pe pagina de Facebook, Curaj TV, și am transmis canalul meu de YouTube, Oleg Brega. Și am și înregistrări video pe care le voi publica poate în orele următoare. Văd că cineva, Victor Răilean, vrea să intre în direct cu mine. Văd că m-a întrebat pe chat dacă vor fi alegeri anticipate. Probabil pentru asta vrea să și intre cu mine în dialog. Eu sper, îmi doresc să fie alegeri anticipate. Vă amintiți că și în programul, în ideile mele electorale, propuneam ca să fie alegeri cât mai des, chiar dacă vom avea de pierdut economic, va trebui să cheltuim de fiecare dată pentru aceste alegeri. Totuși, cred că ar avea de câștigat democrația de la asta, pentru că clanurile mafiote nu vor avea timp să fure, ci vor trebui să interacționeze cât mai des posibil cu cetățenii, cu alegătorii. Amintiți-vă, Țuțu, Zina Grecean, sau cum îl cheamă, Sârbu și alții, cât de des mergeau la țară cu tractorul să afișau
vorbeau cu oamenii, ceea ce mi se pare minunat. Și ar avea mai puțin timp să se înfrupte din banii publici, să facă scheme de lapidare de fonduri, de deturnare de fonduri publice. A încercat Victor Răileanu să intre cu mine în dialog, dar văd că nu a reușit. Probabil el ține telefonul pe verticală, iar eu, după cum vedeți, emit pe orizontală. Deci nu țineți telefonul în poziția asta, ci îl răsturnați așa și acceptați rotirea automată a ecranului, după care apăsați butonul verde dacă vreți să intrați cu mine în dialog. Petru Ciobanu întreabă de ce am pe cană o stea roșie. Ți-a dat Dodon o cană să bei ceai? Băi, obsedaților și disperaților, e simbolul Republicii California. Steaua roșie nu înseamnă nimic. A fost compromisă de comuniști, de socialiști, dar e o stea cu cinci colțuri. Iată că și Republica Americană, California, tot o stea roșie are. Și tricoul ăsta, fără frică, mi l-a dat ONG-ul Gender Docam. Da, unde? Gata, nu mai scrie. Parcă avea scris pe el. Gata, nu mai au scris. Avea. Înseamnă că alte tricouri aveam. Alt tricou aveam. Acela cu sexismul. Avea sigla Gender Docam. Gender Docam cu care m-am certat după ce am fost membru și am fost și membru chiar în boardul, în consiliul lor de administrație. Dar mi-am dat demisia, apoi m-au dat ei afară pentru că nu ne-am înțeles în privința transparenței și al metodelor democratice de guvernare a unei asociații obștești. Marcel Pascal mă întreabă, ce-i cu flagurile LGBT pe părinții tăi? Ești gay? Nu are nicio importanță orientarea mea sexuală, Marcel Pascal. Iar drapelele astea sunt simbolurile diversității, drepturilor omului, simbolul păcii, e simbolul curcubeului. Tu ai ceva, ai vreo problemă cu curcubeul, cu fenomenul naturii curcubeul sau cu un drapel cu șapte culori, ești homofob? Ca să te întreb așa, dacă tu mă întrebi în felul ăsta, eu te întreb în felul celălalt. Valeriu Gușan, văd că a început să promoveze transmisiunea mea live și mă etichetează în postările lui, iar eu trebuie să mă grăbesc să accept postările, etichetările, pentru că altfel nu apar pe profilul meu. Sper că cu asta va crește numărul de spectatori și poate participanți în discuția asta. Am observat și azi la transmisiunile live de la evenimente că prea puțină lume privea și n-am înțeles de ce. Mă gândeam că poate ora e nepotrivită sau ieri la protest mă gândeam că poate oamenii serbează, aici în România se serbează 40 de sfinți. Nu știu dacă și Republica Moldova s-au sincronizat sărbătorile astea religioase și care reduc elanul oamenilor după ce s-au apucat de numărat paharele. Nu știu de ce se consideră o tradiție să se bea 40 de pahare în această zi, când e absolut aberant, ireal și poate chiar mortal să consumi 40 de pahare de orice băutură alcoolică. Nicăieri, probabil, în cărțile sfinte nu scrie chestia asta, dar oamenii inventează tradiții, pretexte, motive, numai ca să bea. Dă-le un pretext. De 1 mai o să serbeze ziua oamenilor muncii și o să se îmbete. De 8 martie serbează ziua femeii și să îmbată. Asta înseamnă că oamenii nu prea au imaginație și că nu prea știu ce vor de la viață. Și în situația asta, iată, avem situația, starea pe care o avem, soarta pe care o merităm și clasa politică pe care o delegăm să ne reprezinte. Petru Ciobanu mă întreabă cum facem să fie votată în Parlament legea denunțului contraplată. Petru Ciobanu, putem să sesizăm deputații care ar putea să rezoneze la ideea asta. Eventual, deputatul de pe circumscripția noastră, iată, în circumscripția mea de aici, de la București,
pot să mă adresez Maie Sandu. Dumneata, nu știu de unde ai mers la vot, probabil ai pe un alt deputat în Parlament, sesizează-i, propune-le ideea, poate că îi duce mintea și capul să formuleze un proiect de lege care chiar să ajungă act normativ cu votul majorității parlamentarilor, dar eu mă cam îndoiesc. Legat de întrebarea de mai devreme, dacă vor fi alegeri anticipate, totul depinde de voința lui Plahotniuc, marele combinator care controlează și Curtea Constituțională și Curtea Supremă și Procuratura Generală și partidele de opoziție, poate mai puțin blocul acum, pe cei din blocul acum. Dar nu e exclus, tot așa credeam și despre PLDM, că să aleși pe Sprânceană, că să luați din societatea civilă, că sunt incoruptibili, că sunt tineri, că sunt promițători. Și numai ce am văzut o fracțiune de cât acolo, 10, nu știu cât au plecat de la PLDM, alții vreo 10 au plecat de la comuniști și aceia tot îi credeam fideli cauzei, fideli vojdiului Vladimir Voronin și tot cu ciocul plecau câte 10 de acolo și aderau la ceea ce au numit-o ei fracțiunea social-democrată sau la fracțiunea creată de Iurie Leancă, ca să voteze după aceea împreună cu Plahotniuc, ziceam, marele combinator. Și acum, el dacă va dori, va proceda în felul ăsta și va rupe câte un deputat, 2, 3, poate chiar toți 7 de la șor, pentru că îi poate șantaja cu cei 3 independenți, lămurește și mai ușor, pentru că i-are la mână probabil pe toți, altfel nu le-ar fi acceptat mandatul, pentru că erau evidente probele că acolo s-a fraudat în acele circunscripții din Transnistria. Și tot așa vreo câțiva deputați o să ia de la socialiști și o să aibă o majoritate comodă de măcar vreo 2 ani, până când cu propaganda lui, cu resurse administrative, o să-și crească ratingul și poate o să obțină o majoritate comodă la următoarele alegeri. Poate ordinare, dar poate anticipate, totuși nu chiar anul ăsta. Dar nu e exclus să schimbe și macazul și vectorul politic și să devină și el populist ca Erdogan, ca Dragnea, ca acela Orban din Ungaria și împreună cu Dodon să o facă pe nebunii și să guverneze mult timp înainte. Dar el știe că își taie craca banilor europeni. Oricum, deja de mult e certat cu Europa și Europa nu mai are încredere în el. Și asta poate să-l determine să facă mariaj cu socialiștii. Totuși, socialiștii azi se pare că au făcut invitație blocului acum să creeze coaliție. Ce părere ai, Valeriu? O să accepte acum propunerea socialiștilor? Da, Toman, despre... Bună seara, în primul rând. Despre asta și gândeam să discut. Nu, ei au spus de la început foarte tare că nu o să accepte niciun fel de coaliție, negocieri cu partidele oligarhice, dar la noi sunt patru și toate au nimerit, adică trei au nimerit în Parlament, unul a rămas în afara Parlamentului, vorbim despre partidul lui Usatăi. Cu socialiștii nu cred că ei să fac, deoarece dacă ei acum fac coaliție cu socialiștii la alegerile locale, ei își pun singur cruci pe tot proiectul ăsta politic. Ei nu degeaba au luptat aproape 3 ani în piață, la proteste, ca în toamnă deja să termine tot acum. Orice Dar coaliție... nu uita că la proteste, într-o anumită perioadă, au fost chiar cu socialiștii alături. Da, dar știi că ei, socialiștii, făceau câte 1 milion, deja știi suma, că ei pentru 1 milion pe săptămână ieșe Dodon scotea oamenii în piață. Adică tot protestul socialiștilor, ca și cu protestul cu stoparea construcțiilor ilegale. Să ei protestau până agentul economic scotea 50 de mii, este și înregistrarea audio, scoate o sumă de bani sau un apartament și gata, se termină toate protestele socialiștilor. Deci socialiștii nu prea protestează, e așa, protestatari de buzunar.
Ai plătit, el a provenit, ți-a protestat. N-ai plătit, nu ți-a protestat, sau nu știu. El poate să protesteze, azi poate să protesteze împreună cu blocul, acum împotriva lui Plahatniuc. Mâine Plahatniuc îi plătește și el protestează invers împotriva lui blocul acum. Așa că cu socialiștii e clară istoria. Nu cred că ei să vrei să facă careva parteneriat, că de oași în toamne o să pierdă toate localele dacă ei fac parteneriat cu socialiști. Asta e clar ca bună ziua. Nu uita că și socialiștii au promis că dacă ei nu o să aibă majoritate, vom avea anticipate. Și acum ce le-a venit ei să renunțe la anticipate? Promisiunile socialiștilor astea că acum nu-i spune nimic, știi? Eu am referitor la promisiunile lui, eu spun că eu sunt vădălei, soacra-i vădălei, cunoscuții mei sunt vădălei, tu ești vădălei. Ca să răs... Nu, eu nu sunt vădălei, eu sunt din zodie Dracula. Altă zodie ești. Nu cred de luat în serios ce promit socialiștii, că ei una promit și alta fac. Ei, chiar în decurs de o lună de zile, ei au promis că nu o să facă mixul și băi, asta arăcânie, țări de cel mai tare. Peste două luni și apte arăcânie că dam, gata, sistemul mixt e cel mai bun sistem din toată lumea și trebuie să-l promovăm. Nu, ei au promis, ei au promis că nu o să accepte unii nominalul pe care îl vehicula partidul lui Plahotniuc. Și după aceea Dodon a propus ca o alternativă mixtul. Nu, ei țărdea chiar personal la niște emisiuni, zice că nu, niciun fel de mix, că mix asta înseamnă nu și acolo, numai pe sistem proporțional mergem și gata. Și la câteva luni de-am deja țărdea și-o schimbat părerea și merge foarte bine. Așa că la dâșii părerea poate foarte ușor să se schimbe, depinde de suma de bani care lui e să îi plătească. Sau dosarele care stau și mușigăiesc, nu știu care e sistem. Dar ei, partidul este atât de compromis, pur și simplu oamenii încă nu înțeleg lucrurile sau încă nu cunosc sau nu vor să-l înțeleagă. Mulțumesc, Valeriu, pentru participare. Amintesc... Asta miza e alegeri locale. Cât mai... Asta e gândesc. Dar ce părere ai de faptul că alegerile locale încă nu au o dată stabilită? Știm când expiră mandatele actualilor primari și consilieri, dar nu știm când vor intra în funcție următorii. S-ar putea să le amâne cu vreo 3 luni, cum s-a întâmplat și cu alegerile parlamentare, maxim, cu ultima duminică posibilă. Maxim în toamnă, dar oricum în toamnă, oricum să avem alegeri locale. Și s-ar putea din aceștia 800 de primari PD să întoarcă tot invers și pe mai mult jumate a blocului acum, ca opoziție. Nu prea cred. Exclus. Nu crezi? Orice e posibil, dar nu prea cred. Sau nu au ei așa mulți oameni în teritoriu? N-au. Și oamenii, după cum vezi, în Europa, al doilea candidat l-au votat pe socialist. Iar al treilea e candidata PD-ului. În Europa, cei plecați în diaspora și nu s-au jenat să voteze 80% un candidat din 13. Asta e isterie, nu știu de ce așa la noi s-o primește, isterizarea asta, mediul online, Facebook mai ales, toți patrioți, nu știu. S-au temut, vezi că ei s-au temut că, Doamne ferește, să pierd alegerile sau nu știu. Și-au pierdut alegerile, nu? 26 de mandate din 101 nu-i mare lucru, abia un sfert ai, nu? Ei cel puțin au câștigat tribună în Parlament și posibilitatea cel puțin tăți vor să negociez cu deși. Atât partidul mafii, cât și partidul Dodon, tăți vor să negociez cu deși și să facă o coaliție. Eu gândesc altă chestie aici. Ei nu au bani în buget, au multe datorii și urmează un colaps economic și vor să-l pui tăt la curul care ar să vie în coaliție. Înțelegi care e chestia? Deja se simte un deficit foarte mare de bani. Și nu prea au cu ce plăti, mai ales ei în Plahatniuc înainte de alegeri au promis 200 de lei pentru fiecare copil până la vârsta de 18 ani, dacă eu nu greșesc. Au uitat deja de promisiunea asta. Ei nu au bani și cel mai mult ca precis vor tăti datoriile astea să le pui la următoarea coaliție care va fi și ei vor să-i atrag pe acum în așa zis coaliție și să dă vina pe ei. Dacă ei ori să prindă gălușca asta acum și o să încearcă să aventureze, cred că e mult ori spiat. Eu mai gine aș face în locul lui, aș fi în opoziție și toate datoriile astea aș să arăt că două, trei luni și dar am așa o percepție că nu o să aibă ce plăti salarii la bugetari și o să fie bujele mari. Mai ales că europenii cam nu prea vor să-i zghească să dea bani încoace.
Și încă le mai dă în gând acuși moldovenilor să imite faptele moldovenilor de dincoace de Prut, să facă o grevă generală. Ai auzit pe 15 aici să faci o grevă de 15 minute, dar din Ardeal vine ideea să fie grevă de măcar o zi sau și mai mult. Și dacă încep grevele, atunci banii în buget și mai puțin să vină. Și atunci încă și mai greu. Eu aș sfătui dacă mă ascult cineva din bloc, dar nu cred că să ne asculte pe noi. În orice caz, eu îi susțin că ei să fie în opoziție. Nu-l doresc să intre niciun fel de coaliție cu mafia. Dar ai văzut că Badea Mișa Ghimpu zis că bă, e acceptat. Cine că, e în serios? Nu, o să accepte alții. El a fost în coaliție și nu a văzut și coaliție el a făcut da, și cum a salvat nația și el s-a adus aminte de unire numai atunci înainte de alegeri. Că, da, mu, e că cine nu spun de unire? E că au trecut alegeri. Nu am auzit niciun cuvânt de unire. Tu ai auzit măcar ceva Așteptăm de unire? Așteptăm 27 martie. Tu vrei chiar în toată ziua să vorbească. Vorbești de unire la date anumite. Ziua unirii, de exemplu. Și la alegeri. Da. E clar, da. Bine. Seară bună. Noroc, Valeriu. Mulțumesc pentru participare. Cine vrea să participe ca Valeriu cu mine în dialog, trebuie să fie pe telefon mobil, trebuie să țină telefonul mobil în poziție orizontală și de acolo în partea de jos, lângă smiley-uri, pe lângă butoanele cele cu comentarii, găsiți butonul verde. Apăsați pe acel buton verde, eu primesc notificare că vreți să intrați, vă accept invitația și abia atunci puteți să participați cu mine, că m-a întrebat domnul Gheorghe Bobeică de la Strasbourg. Cum se poate participa. Aici nu e ca în Google Hangouts, aici nu aveți nevoie de link, aici puteți participa doar de pe telefonul mobil. Nu se fac foarte des astfel de live-uri pe pagina asta mea de Facebook și nici pe profilul meu de Facebook. Mai des o să le fac pe YouTube pentru că am nevoie de utilizatori mai mult și de accesări mai multe acolo pentru că din publicitate de pe YouTube trăiesc, mă hrănesc. Pe când pe Facebook tot ce fac e gratuit, na, am doar plăcerea să comunic cu voi și poate vouă vă e ușor celor care mă urmăriți doar pe Facebook. Totuși și de pe YouTube fac link pe paginile mele de Facebook și aflați despre ceea ce se întâmplă pe YouTube. Cana e la temă, zice Dan Nicul și probabil și el s-a luat de steluța asta roșie, care e o steluță roșie înșelătoare. Mă tem totuși că vă lăsați păcăliți de aparențe. Da, și Petru Ciobanu a întrebat despre steluță. Multă lume rămâne obsedată de steagurile din spatele meu. Oleg, pe toți îi filmezi pe stradă, dar pe tine când cauți băiet, de ce nu te filmezi? Înțeleg aluzia, dar nu înțeleg grija ta pentru mine. Eu filmez ilegalități. Dacă eu aș umbla pe stradă și aș căuta băieți sau fete sau bătrâni sau bătrâne, asta e problema mea și a acelor persoane, problema noastră intimă și personală, absolut legală și deloc de interes public. Ce filmez eu e de interes public, da? Comportamentul poliției, comportamentul funcționarilor publici, felul cum nu sunt reparate drumurile, cum nu funcționează semafoarele, etc., etc. Viața mea privată să nu vă intereseze. Pentru că dacă vă interesează, probabil nu aveți viața voastră privată, aveți tendința de voyeurism, dorința de a vedea ce se întâmplă la mine în pat, la alții în pat și mi-e milă de voi, dar cred că ar trebui să puneți mâna și să vă faceți plăceri, măcar cu stânga și cu dreapta, dacă nu aveți alte oportunități. Liniștiți-vă, blocul acum nu va face alianță cu PSRM. Zice Vasile Tătaru și nici n-am admis că întreg blocul va face chestia asta, dar nu uitați că acolo sunt cel puțin două partide constitutive și ați auzit la trei zile după ce se validează alegerile, deci probabil azi sau mâine acest bloc își încetează existența.
și rămân acele două partide importante, în plus niște reprezentanți ai societății civile care vor fi din capul lor și nu se știe cum se vor comporta, nu se știe câte dosare au, cât compromat are Plahotniuc la adresa lor. Nu uitați că Plahotniuc în felul ăsta a ajuns mare boier. Ați văzut ce spunea și reportajul de la Первый Канал, pe care nu l-a retransmis Prime. Am înțeles că a dat nu știu ce film cu Camille în acea jumătate de oră când se vorbea despre mafiotul Plahotniuc. Ei bine, rușii care au investigat ascendența lui politică spuneau că e maestrul compromatului, căci că ar fi avut o grămadă de imagini compromițătoare cu mulți politicieni sau factori de decizie și în felul ăsta a ajuns și el persoană importantă în politică. Deci nu e exclus că mulți dintre cei 26 care au intrat pe lista blocului acum să fie dependenți cumva, șantajabili și să cedeze presiunilor. Cine ar vrea să apară niște imagini video cu el sau cu ea în ipostaze compromițătoare? Dar blocul, da, sigur, se va ține de cuvânt și nu va face alianță nici cu Șor, nici cu Plaha, nici cu Dodon. Dar să vedem cât timp o să o ducă și ce o să facă ei în timpul ăsta. Dacă o să dureze mandatul 4 ani, ce o să facă ei și ele timp de 4 ani? Iraida Suhaniuc îl laudă pe Valeriu și într-adevăr și pe mine m-a bucurat luciditatea analizei lui Valeriu. Consider că e un cetățean nu doar implicat, dar și bine informat și foarte curajos și sunt mândru că am fost alături de trezirea și de metamorfozarea lui dintr-un cetățean oarecare pierdut în mulțime. A ajuns, iată, un cetățean puternic, liber, important. Ilie Cibotar îl întreabă pe Radu, ce faci, mâine te duci la Soroca? Bine, băi, comunicați pe chat-ul meu. Alexandru Sanioc e și el obsedat. Și cu flagul. E flag. Și are 6 culori. Alege care îți place. Poți face combinații. Bună seara. Doamne ajută, oameni buni. Zice Petru Gâțu. Și dacă nu ne ajută, Doamne, crezi că nu ne descurcăm? Lăsați steagurile, steluțele la mama dracului, vorbiți la temă și nu mai aveți grijă de viața altcuiva, zice doamna Maria F.D. și îi mulțumesc pentru această reacție sănătoasă. Da, din cauza asta și pierdem în alegeri sau în alte momente importante, pentru că ne luăm de chestii superficiale, neimportante. Și nu știm să vedem esența, ceea ce ne afectează pe noi. În blocul acum sunt doar oameni cu demnitate, zice Vasile Tătaru. Vom lupta pentru țară, vom propune proiecte. Atunci oamenii vor vedea fața tuturor. Să vedem, Vasile? Am impresia că ești Vasile acela care a fost celebru cu un pseudonim, el fiind unul dintre profesorii care au protestat. Ce părere aveți de felul că aici în România protestează până și elevii din clasa a 7-a și a 8-a care azi au declarat un fel de boicot, protest la un test inventat cu 10 zile în urmă de către Ministerul Educației. Mie mi se pare încântător și la fel de încântat am fost și la protestul cu magistrații. Mai mult de 100 de magistrați au ieșit pe scările la Curtea de Apel București și mai mult de 100 de susținători peste drum strigau cinste lor, cinste lor, cinste magistraților. Magistraților care luptă pentru independența justiției, pentru că am auzit că șefii lor, de exemplu, vreo 30 de șefi de instanțe și de curți de apel și de tribunale, s-au adresat la CSM, la Consiliul Superior al Magistraturii, să zică, oameni buni, ce facem cu judecătorii care ies și protestează în felul ăsta? Dar oamenii au venit la ora 6, după serviciu, au venit și au protestat. Care-i problema că vin și protestează? E un drept fundamental. Boierimea lui Plahotniuc o să se termine cândva. Trebuie să luptăm. Dacă vom lăsa mâinile în jos, vor continua să ne fure libertatea și drepturile. Păi tocmai asta și vă întrebam, doamnă Maria. Cum luptăm cu boierimea, cu feudalismului mafiot al clanului Plahotniuc? Pentru că Plahotniuc n-ar fi posibil dacă în sate
și în orașe n-ar fi oameni care să vrea să ajungă ca Plahotniuc, să aibă averile lui, să controleze instituțiile statului așa cum controlează Plahotniuc. Ați auzit că el controlează acum 90% din primari, din primăriile din Moldova? Și Valeriu spunea mai devreme. Primari dintre cei care ieșeau și ziceau că semnăm declarația de unire a Republicii Moldova cu România, acum făceau campanie și ziceau votați Partidul Democraților. Sau iată oameni care sunt plecați peste hotare, plecați în Europa, au văzut civilizația, au înțeles ce înseamnă minciuni, ce înseamnă demagogie și propagandă. Și aici în Europa tot l-au votat pe socialist, al doilea candidat pe circumscripția 50. Numai state europene, prospere, civilizate. Și al doilea candidat e candidatul Plahotniuc. Iar un independent onest, curajos ca Brega a ieșit abia al patrulea. E adevărat, cu buget zero, cu drapele multicolore și oamenii când văd mai mult de trei culori, gata, îi apucă amețelele. Dacă mai văd și o steluță roșie, se excită sau intră în alte complicații de sănătate. Dar am ieșit abia al patrulea. Iar Maia Sandu, candidata una din 13, candidata preferată a opoziției, a luat 80%. Un scor cu care s-ar mândri și Lukashenko și Putin și Nazarbayev sau cine mai candidează acolo în Asia. Câți oameni te-au votat în Europa? 2016. Sunt al patrulea. Am mai mult de 3% din alegători de partea mea. Alegerile au fost fraudate, mai ales în Transnistria. Doar un orb nu vede. Și eu nu înțeleg cum comunitatea europeană le-a văzut libere și democratice. Pe mine m-a mirat că aici, în circumscripția 50, mai mult de 2400 de voturi invalide au fost. Anulate. Oamenii ăștia nu știu să voteze, sau au votat contra tuturor, 13 candidați, sau cineva a pus o bifă, a zgâriat, a rupt buletinul. Interesant, buletinele cui au fost invalidate cel mai mult? E bine de cerut o renumărare a voturilor. Dar cum eu n-am observatori, n-am reprezentanți pe nicăieri la nicio secție de votare, n-am de unde să știu. Putem doar să ghicim. Dacă sunteți cineva care ați participat la numărătoarea voturilor și ați văzut măcar la o secție de votare ce s-a întâmplat, spuneți-mi și mie în ce fel erau buletinele stricate. Era desenat pe el un penis, o stea roșie sau era scris ceva sau în ce fel s-au invalidat 2400 de buletine. Al doilea candidat, după Maia Sandu, 2400 e votul contra tuturor. Cum se explică oare? Ce gând au avut oamenii care au stricat buletinul? Salut, de ce nu aderați la blocul acum? Lavric, Ion Lavric, care bloc acum? Care acum, azi, mâine, se desființează, așa în statut scrie, că în a treia zi după validarea alegerilor blocul se desființează? Cine e blocul acum? Iar partidele care l-au constituit, Platforma DA și PAS, sunt ambele partide populare, populiste. Iar eu, ați văzut, m-a făcut un chestionar cineva mai ieri. Eu sunt mai degrabă de stânga și liberal. Mă consider, mă declar progresist, nici de cum popular sau populist. Vedeți că nu m-au acceptat în blocul acum. N-au acceptat să candidez din partea lor pe niciuna dintre circunscripții. Probabil din cauza drapelilor ăstora, probabil din cauza ateismului meu, că veganismul și pacifismul meu nu cred că i-a deranjat cu ceva. Ce să fac eu în bloc acum? Să-i cânt prohodul? Ăsta e bolnăvior. Dacă ajunge ăsta în Parlament, o să-i ridice în slăvi pe toți poponarii. Pentru că pentru el ăștia sunt oameni cu scaun la cap. Vitalie T.G., ești un ignorant. Ceea ce numești tu poponari,
E un termen disprețuitor pentru o categorie socială încă nedefinită, pentru că prea puțini oameni în societățile homofobe încuiate ca Republica Moldova, ca România, încă prea puțini oameni își declară identitatea de gay. Și oamenii gay sunt la fel de diferiți ca și oamenii hetero. Sunt unii socialiști, sunt unii comuniști, sunt unii liberali, sunt unii în pas, da, sau societatea civilă. Și eu n-am cum să preamăresc oamenii gay, sau cum îi numești dumneata, proponari, doar pentru că ar avea orientare sexuală. Pentru că asta în viața politică e absolut irelevant. Eu apăr oamenii gay, indiferent de orientarea lor politică, pentru că apăr drepturile tuturor oamenilor, la fel cum apăr și drepturile femeilor, la fel cum apăr și drepturile migranților, la fel cum apăr și drepturile oamenilor religioși, dacă le sunt încălcate drepturile. Vedeți câte reportaje am despre marturii lui Iehova, despre musulmani, despre migranți de diverse confesiuni, câte reportaje am cu cântăreții lui Krishna. Deci, spre deosebire de voi, eu nu aleg oamenii după culoarea pielii, după limba vorbită, după confesiune sau orientare sexuală. Pe voi însă, iată, vă irită un drapel, vă excită o steluță roșie. Ce să vă fac? Aveți soarta pe care o meritați, probabil. Și deci, conform oamenilor de știință, homofobia e o boală și s-ar putea să fie tratabilă, pe când homosexualitatea nu este boală. Homosexualii așa se nasc, nu e alegerea lor și e absolut bolnăvicios, nesănătos să le dorești răul unor oameni care s-au născut stângaci, s-au născut albinoși, s-au născut cu rezus pozitiv sau negativ la sânge. Oamenii se nasc diferiți, unii sunt înalți, alții pitici, unii cu ochii albaștri, alții cu părul creț. Oamenii sunt diferiți. Unii sunt femei, alții bărbați, alții sunt de gen incert, transgen. Cum crezi? Câte voturi au fost date în zadar? Petru Gâțu, te rog să explici ce ai în vedere. Ce înseamnă voturi în zadar? Te referi la voturile anulate, stricate, cele 2400 și ceva de voturi de pe circumscripția noastră? Sau te referi la voturile care nu s-au dus la Maia Sandu? Nu ți se pare prea obraznic? După ce Maia Sandu a luat 80% cu isteria asta, votați Maia Sandu că Doamne ferește să nu câștige Plahotniuc. Bun, oamenii 80% au votat-o pe Maia Sandu și tot a câștigat Plahotniuc. Ce ați obținut cu isteria asta? În loc să învățați pe oameni să aleagă, să discearnă, să dea șansă unor oameni noi, încercați să-i indoctrinați, să-i duceți de căpăstru cum i-au dus până acum. Votați Iura Roșca, votați Mihai Ghimpu, votați dreapta, nu votați stânga. Și avem ce avem. Ce înseamnă voturi în zadar? Care sunt voturile în zadar? Te rog să explici. Alegerile au fost fraudate, mai ales în Transnistria, doar un orb nu vede. Nu înțeleg cum comunitatea... am citit comentariul ăsta. Câți oameni te-au votat în Europa? Așa asta am explicat. Sunt de acord cu dumneavoastră, zice doamna Maria, dar alegerile oricum nu au fost corecte. Și Transnistria, de ce au votat? Doamne, au votat pentru că au dreptul. De ce votează transnistrienii? Sau de ce votează basarabienii la europarlamentarele din România? Pentru că sunt cetățeni români și au dreptul. La fel și transnistrienii, pentru că sunt cetățeni moldoveni și au dreptul să voteze. De ce au votat pentru bani? Pentru că li s-a permis, pentru că au fost încurajați, pentru că nimeni nu a fost pedepsit pentru chestia asta. Poate de acum încolo, cum s-a întâmplat în satul acela din raionul Creuleni, în care primarul, fostul primar care a pierdut alegerile, a obținut probe că s-au cumpărat voturi, a făcut plângeri penale, a insistat în instanțele de judecată și a obținut condamnarea celor care au cumpărat voturi. Nu s-a anulat mandatul de actualei primare. Are alte dosare penale pentru altceva. Dar măcar a obținut un pic de justiție și a pedepsit pe cei care au cumpărat voturi. Eu sper că la alegerile următoare locale nu o să mai cumpere voturi. Sau o să o cumpere, dar foarte atent, și importanța, ponderea celor voturi cumpărate va fi prea mică. Așa trebuie făcut, ca acel fost primar.
De asta au votat cei din Transnistria. Pentru că au dreptul. Și pentru că li s-au dat două circumscripții, două mandate. Pe care, iată, le-au furat. Se plâng cei din Transnistria că n-au pe nimeni din Transnistria să-i reprezinte. Pentru că v-ați dus și v-ați vândut votul. Ruslan Ceban zice, Oleg, foarte corect tot ce faci și ce vorbești, dar nu toți vor să înțeleagă. Nu interesează ce se petrece. Eu încerc să îi sensibilizez. Sasha Croitoru, n-am înțeles un lucru. Cu referendumul, da, din 101 deputați la 61, ce s-a mai întâmplat? Văd că nu se mai vorbește de asta deloc, căci au mari bătăi de cap de coaliție. Sasha Croitoru, acel referendum nici n-a avut altă miză decât să vă deruteze, să vă poarte cu zăhărelul, să vorbiți despre altceva decât miliardul furat, stat capturat și fraudarea alegerilor. Acel referendum era consultativ și așa rămâne. Ei spun că e valid. Și ce dacă? Legea nu poate fi modificată, mai ales că e normă constituțională, nu poate fi modificată decât cu majoritate constituțională. Și ei deocamdată n-au trei pătrimi sau două treimi din voturile din Parlament. Deci legea nu se modifică. Degeaba a votat poporul. La fel s-a întâmplat cu vreo 10 ani în urmă la cererea lui Băsescu și aici în România. S-a făcut un referendum și au întrebat poporul, vreți să avem Parlamentul unicameral cu maxim 300 de deputați? Și poporul a zis, da, și gata. Și așa a rămas. Parlamentul și acum are 500 de deputați, e cu două camere și cheltuie o grămadă de bani. Poporul nu prea contează, se pare, nici în România, nici în Republica Moldova. Locul 4 tot e un indice, Oleg Brega, ai tot respectul meu, însă trebuia să cedezi, să ne unim, să fim mai puternici. Cred că doamna Maia Sandu e un model de cetățean. De ce să cedez, Vasile Tătaru? Pentru că s-a băgat Maia Sandu pe circunscripția în care am început eu deja să colectez și anunțasem încă din vară că vreau să candidez? De ce să cedez? Că au, pur și simplu au ignorat cererea mea de a candida din partea blocului? Pentru că este Maia Sandu, noi să nu mai facem politică? Ei bine, Maia Sandu are acum 26 de, încă 25 de mandate. Are un mandat al ei pe care l-a obținut pe circunscripția asta și în locul ei de pe lista de partid a venit altcineva, care nu știm cine și cât e de calitativ, fost un ambasador la Washington, numit pe timpul guvernării cu Plahotniuc, fost un ministru al tineretului, tot din timpul guvernărilor AIE. Să vedem ce vor face ei. De ce trebuia să cedez? Pentru că a candidat Maia Sandu? Mi se pare aberant. Să nu mai facem dar politică. Dacă este regina, zâna opoziției în Parlament, să nu mai facă nimeni politică, nu? Oleg, lumea cu patru buletine nu înțelegeau nimic. Deana Sandu, anume asta aș fost intenția. Pentru asta și-au inventat, nu doar votul ăsta, sistemul mixt cu circunscripții uninominale, dar și acele două referendumuri în ziua alegerilor, care două referendumuri sunt interzise de lege, dar ei, iată, au ofentat legea și Curtea Constituțională a înghițit chestia asta. Referendumul acesta nu servea la nimic, tot Deana Sandu zice. Doar a încurcat și a fost și confuzie. Lumea era dezinformată. Iar eu am fost derutat că la Iași când am votat, fiecare al doi din trei au semnat că au primit buletinul pentru referendum. Și de ce au participat la referendum? Și în felul ăsta l-ați validat. Ce să vă fac? Cine v-a pus să luați buletinele? Mai ales că la Iași acolo erau foarte amabili cei din birou electoral și vă întrebau, vreți? Dacă nu vreți, nu semnați și nu primiți, scrieți aici refuz și gata. Adică noi scriem că a refuzat și n-a participat la referendum. Prea puțini au făcut ca mine și ați validat referendumul lui Plahotniuc. Treaba voastră. Ați avut timp să vă jucați și cu cele două buletine? Plahotniuc o să aibă majoritatea. O să-l bage la pușcărie pe Șor și restul o să-i cumpere de la blocul acum și socialiști, zice Nicu Rudeanu. Să vedem dacă e chiar atât de ușor. Victor Dodon vorbește urât și nu-i citesc comentariul. Petru Ciobanu zice, cred că PSRM și acum va ajunge la un numitor comun și va face depolitizarea instituțiilor și vei putea candida într-o funcție, într-o instituție. Petru Ciobanu, hai să nu fim naivi. PSRM, prin gura lui Ivan Ceban, susținut și de Marina Rădvan în Comisia de Cultură, Mass Media și Drepturile Omului,
pretindeau că le sunt drag și interesant și ar fi vrut să mă voteze când candidam pentru o funcție în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, dar l-au rugat pe președintele comisiei să mai pun o dată la vot. Poftim, dar de ce n-ați votat, băi, când s-a ridicat mâinile? Nu v-ați așteptat că eu o să voteze și președintele comisiei pentru mine? Idioți, prefăcuți, demagogi, nu avea nevoie nici pe SRM-ul de mine și nu va dori depolitizarea CCA-ului, de exemplu, ci va dori să-și bage oamenii săi în CCA ca să mai obțină niște licențe sau să obțină măcar prelungirea licențelor pentru NTV, pentru Accent TV, pentru ce alte televiziuni mai au socialiștii acolo. Nu își doresc și nu cred că nici blocul acum își va dori depolitizarea instituțiilor mass media. Să vedem ce vor face în opoziție. Stăm cu ochii pe ei și pe ele. Leonid Mironov zice că am dreptate în ceea ce spun și mulțumesc. Care e părerea ta despre suveran și mișcarea suveranilor? Ion Lavric, nu știu despre ce vorbești. Despre adunările astea care se întâmplă acum prin Turcia sau în Ungaria, unde se duce acuși și Dodon, sau astea, mișcările cu familia tradițională, sunt diversiuni. Și nu... Mă interesează, dar nu atât încât să mă pătrund foarte mult despre ele. La europarlamentare merită ajutat George Simion? Întreabă Augustin Danilă Gusti. Merită ajutat oricine, dar mă tem că e imposibil, practic, fără mafie, să aduni 100.000 de semnături. Iar un candidat independent poate intra în cursa electorală doar cu 100.000 de semnături. Mi-amintesc că acum 5 ani candidatul pe care îl simpatizam eu foarte mult și aș fi vrut să votez pentru el, Remus Cernea, n-a putut să adune suma asta aberant de mare de semnături, mai ales în condițiile în care nu poți semna pentru mai mulți candidați. Dacă ai semnat pentru Cernea sau pentru George Simion, nu poți semna pentru USR Plus sau nu poți semna pentru Demos, de exemplu. Sunt niște legi aberante și mă mir că Europa acceptă așa norme legale pentru a candida în Europarlament. Nu știu dacă există vreo posibilitate, ar trebui consultați niște juriști, dacă există vreo posibilitate de a amenda aceste legi la Curtea Uniunii Europene a Drepturilor Omului sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dacă îl întâlniți pe George Simion și aveți încredere în el, semnați pentru el să poată candida, dar mă tem că nu va putea aduna 100.000 de semnături pentru că e foarte mult și mai are doar vreo 2 săptămâni la dispoziție, până pe 26 martie. Evident, nu va strânge până în ultima zi semnături, dar până pe 24-25 martie puteți semna pentru oricine vine și vă cere o semnătură. Caută-l pe Dan Deaconescu și Magda Ciumac și faceți treabă bună. Lasă-mă, te rog, cu Dan Deaconescu, cel care a stat la pușcărie pentru șantaj, pentru că avea materiale compromițătoare despre anumiți oameni de afaceri sau politicieni și le cerea bani ca să nu difuzeze chestia asta? Nu, mersi. Era un simpatic Dan Deaconescu când apărea la televizor până la serialul cu Elodie și alte tâmpenii, dar după aceea când am aflat cum a ajuns el politician, europarlamentar și cum a ajuns el după gratii, mi-a pierit simpatie pentru Dan Deaconescu. M-am lămurit cu el. Magda Ciumac, nu știu cine, dar nici nu cred că mă interesează. Dacă n-am auzit eu de 2 ani de când stau în România, n-am auzit despre ea, nu mă interesează. Tu personal pe cine ai votat dacă nu-i secret? Nu-i secret, în circumscripție evident m-am votat pe mine, deci sunt unul dintre cei 2016 alegători ai mei. Pe circumscripția națională nu vă spun pentru cine am votat, să rămână un secret. Judecați după ce vreți voi. Învățați-vă să judecați după altceva decât aparențe. Voi cam cum credeți? Care-i profilul candidaților, partidului meu? Pe cine puteam să votez? PD plus PSRM egal cu mai puțin bani europeni de spălat, zice Radu Gheorghe. Da, de asta probabil PD nu va dori să guverneze împreună cu PSRM. Dar să vedem ce variantă vor găsi ei. Pentru că din Rusia bani nu vin, din Europa nu o să vină dacă o să fie în coaliție cu PSRM. Iar blocul acum nu vrea să facă cu ei niciun fel de negocieri.
Deci probabil vor accepta și ei alegerile anticipate ca să încerce să obțină o majoritate sau să aibă o altă configurație în Parlament. Sau vor face vreo diversiune ca să crească în rating, cum a zis cineva mai devreme, îl bagă la pușcărie pe Șor, îl mai arestează pe cineva din actualii deputați și gata, oamenii o să-i voteze într-o disperare. Ai văzut, Plahotniuc l-a băgat la pușcărie pe Filat și pe, cum îl cheamă acela, Platon și... pe Șor și pe cine vreți să-l mai bage la pușcărie ca să-i pupați tălpile și să-l credeți luptător cu corupție. Mișcarea suveranilor este una internațională a celor care nu acceptă sistemul actual, nu se supun legii, au renunțat la buletine, certificate de naștere și așa mai departe. Asta îmi pare chiar o aberație. Eu credeam că vorbești despre suverani ca Victor Orban sau alți smintiți din ăștia Erdogan, care conduc cu mână de fier și în stil populist Turcia și Ungaria și iată și Polonia, dar voi vorbiți despre indivizi care au renunțat la acte. Nu, nu e, nu mă interesează, pare rău pentru ei. Da, chiar, la europarlamentari o să fie deschise secții pentru cei cu cetățenie română în Republica Moldova. Da, Mihai Racu, se vor deschide multe secții de votare, pregătiți-vă să mergeți la vot, pregătiți pașapoartele românești valabile. Mi-amintesc că atunci, în 14, am încercat să votez la Chișinău, era secție de votare și la Liceul Asachi și acolo unde e Institutul Cultural Român, unde a fost cândva secția consulară de pe strada Vlaicu Părcălab. Se pare că am ajuns și la Asachi, unde e consulatul cel mare acum. Peste tot erau cozi enorme, imense, dar pentru că aveam o invitație de la ambasada Suediei la Stockholm Internet Forum, am mers la aeroport, am luat avionul, am ajuns la destinație, repede am căutat pe hartă ambasada României și în ultimul sfert de oră am participat la europarlamentare pentru prima dată, am votat contra tuturor și eram printre alegătorii care ar fi băgat candidatul contra tuturor în Europarlament, dacă ar fi existat așa candidat, pentru că am fost mai mult de 6% de alegători care au votat ca mine. Dacă un om a stat la închisoare și a ispășit pedeapsa, de ce pui cruce pe el? Nu pun cruce, n-am zis asta, despre cine vorbești? Eu nu condamn a doua oară și nu cred că nu mai pot fi integrați în societate oamenii care au fost la pușcărie. Ba mai mult, vezi videourile mele de acum două duminici în parc, pe Aleea Clasicilor. Am avut o întâlnire ca niciodată, eram înconjurat de foști pușcăriași. Lasă, dacă până acum venea Oleg Kirvas alături de mine sau a apărut... Simeon Jereghi sau apărea Valentin Rimski sau iată aici la București ne-am întâlnit cu Rodica Chireaiu. Ei bine, acum două duminici în parc eram vreo cinci, erau vreo cinci, inclusiv Ion Tabor a venit în parc, Valentin Rimski era acolo, era Rodica Chireaiu, erau încă vreo două deținute de la Rusca, foste deținute de la Rusca care s-au eliberat. Deci, pe oamenii ăștia îi salut și îi încurajez să se implice în viața publică și cred că ei pot deveni cetățeni poate chiar mai buni decât cei care n-au știut ce înseamnă privarea de libertate. Nu știu de unde ai luat, că poate mesajul era pentru altcineva, dar nu pun cruce pe nimeni dacă a stat omul la pușcărie și după aceea iese. Și a ispășit pedeapsa și poate a învățat o lecție din chestia asta. Vei mai încerca pe viitor să-ți oferi candidatura, întreabă Gheorghe Hantea, după ce eu de o oră vorbesc că da și vă încurajez și pe voi să vă implicați în viața politică. Eu mă voi implica și în viața politică românească. Nu candidez acum la europarlamentare și v-am zis din ce motiv, dar la alegerile următoare, parlamentare sau locale de aici din România, sigur voi candida și în Republica Moldova, dacă vor fi anticipate sau alegeri locale ordinare, voi participa, sigur că da. Magda Ciumac este fosta soție a lui Tolea Ciumac, luptătorul moldovean. Habar n-am cine e Tolea Ciumac. Ok, dar la mișcarea meritocrației a lui primul Laurențiu de România, ai adera? Nu, n-aș adera.
Și urmăresc câtva timp a făcut chiar niște interviuri cu Laurențiu Primo, colegul nostru din Hyde Park, Francesc Bot, de la Madrid. Și n-am fost de acord cu ce spunea Laurențiu Primo și i-am reproșat și lui Francesc că le face prea multă promovare și Francesc a renunțat. Poate chiar el a înțeles că sunt niște escroci acei cu mișcarea meritocrată. Alege procurorul european că face ceva la capitolul Republicii Moldova. Radu Gheorghe întreabă, alegerea procurorului european va face ceva la capitolul Republicii Moldova? Tu ți-ai răspuns cu întrebarea. Dacă Laura Codruța Kövesi va deveni procuror șef al parchetului Uniunii Europene, va avea legătură cu Republica Moldova în măsură în care Uniunea Europeană are legătură cu statele asociate. Iar Republica Moldova, de bine de rău, de câțiva ani, e stat asociat Uniunii Europene. Cât o să-i permitem să se implice în viața publică de la noi, da, va avea legătură. Dar ea abia, dacă va fi numită, va avea sarcina să construiască acest parchet al Uniunii Europene. Că el nu există. Abia acum a fost instituit. Și ea va fi prima, probabil, prima șefă a parchetului european. În primul rând, Plahotniuc trebuie băgat la pușcărie și el îi trage pe ceilalți. În acest fel vom scăpa de mafie. Bine, doamnă Maria, dar cum să-l băgăm pe Plahotniuc la pușcărie dacă el controlează totul prin nenașa sa, prin poale lungi și prin nepotul lui Voronin și prin alții magistrați compromiși, controlează Curtea Constituțională și Curtea Supremă de Justiție. El controlează încă de pe timpul când se spune că i-a vândut Urecheanu funcția de procuror general. CNA și toate alte instituțiile, inclusiv Ministerul de Interne prin Zubic, sau nu Zubic, cum o cheamă pe acela? Nu contează, ministrul de interne care a și fost ales deputat de anenii noi. Cine să-l aresteze pe Plahotniuc? Poate rușii, poate europeni, poate românii, dar vedeți că nici românii nu vor să-l aresteze. Chiar dacă s-a constatat că el are dublă identitate aici în România și a luat cetățenie românească cu identitatea de Vladimir Ulinici, nu i s-a făcut dosar penal și nu este dată urmărire generală, iar rușii îl caută în urmărire generală, dar se pare că numai se prefac doar ca să îi verifice reacțiile. Deci, mă îndoiesc că o să-i fie arestate vreodată averile, afacerile din offshore-uri sau proprietățile din Elveția. Dacă totuși George adună semnăturile, este mai util un om cu un proiect de țară ca George decât nevestele lui Crin și Ponta? Trebuie aduse la cratiță. Augustin, nu sunt de acord cu sexismul tău și mă împotrivesc unor enunțuri de felul ăsta și eu prefer să votez niște femei, poate chiar pe femeia romă de la Patarât, de pe lista partidului Demos, decât să votez pe oricine doar pentru că zice că are un proiect de țară. Trebuie întâi să avem echilibru de gen în Parlamentul European, în Parlamentul Național, în alte structuri publice și după aceea să vorbim despre calitate, despre meritocrație, despre calitatea politicienilor. Deocamdată echilibru nu avem. Ați văzut? Abia 26 de parlamentari din Republica Moldova vor fi femei. Doar un sfert din aleșii poporului vor fi femei. Deci trebuie să facem eforturi ca întâi să echilibrăm, să avem măcar 40-50%, pentru că femei sunt mai multe în orice societate, în cam orice societate. Mai mult de 50%. Iată o categorie majoritară, dar discriminată. Și zilele astea am avut niște polemici înverșunate după marșul acela de
duminică sau de pe 8 martie a fost marș la Chișinău pentru drepturi egale, pentru egalitate de gen și împotriva violenței la adresa femeii. Ați văzut că aici în România tot a fost un protest în fața Tribunalului București și jandarmii s-au dus și au amendat femeile, cele care cereau dreptate, justiție, pedepse mai mari pentru niște violatori. Dar cei care polemizau cu mine și cu alții în legătură cu marșul de la Chișinău pretindeau că e sexism să cerem ca să avem cote de gen, ca femeile să fie ajutate. De exemplu, era discuția acolo despre subvenționarea obiectelor de igienă feminină, tampoane și absorbante, pentru că femeile cam toată viața lor au scurgeri, sângerări lunare și nu doar o zi pe lună, ci vreo săptămână pe lună, și asta implică o grămadă de cheltuieli. Ele și așa au mai puține venituri decât bărbații, dar necesitățile astea fiziologice fac fie ca să șchiopăteze bugetul femeii din cauza cheltuielilor, sau ele să nu își întrețină sănătatea prea bine și în loc de absorbante și tampoane se folosească tot felul de cărpuțe, cărpulițe și alte mijloace inadecvate care deteriorează sănătatea femeilor. Și bine, ne-au sărit în cap mulți bărbați care au zis că e sexism, că de ce cerem așa măsuri pentru femei și că de ce eu, bărbat, ar trebui să subvenționez necesitățile fiziologice ale femeilor. Și asta m-a îngrijorat. Trebuie să avem discuții mai dese despre așa ceva. Și despre asta trebuia să se vorbească și în campanie electorală. Ce anume nu vă place la mișcarea meritocrată? Cel mai tare m-a șocat și m-a deranjat când am văzut la Laurențiu Primo și în discursul altor meritocrați niște argumente pe care le aud foarte des de la propagandiștii de la Kremlin. Că Europa e rea, că globalizarea e rea, că corporațiile ne mănâncă și tot așa. Și dacă, chiar dacă sunt involuntar, inconștient în unison cu propaganda kremlineză, tot ar trebui să-și ia de seamă și să folosească alte argumente, dar cu atât mai grav dacă cumva chiar sunt simbriași ai Sputnikului, al Russia Today sau al unor servicii secrete estice. Deci impresia mea, cât i-am urmărit și i-am ascultat, mai ales pe Laurențiu Primo, a fost că ei sunt pe aceeași undă și folosesc aceleași argumente și același limbaj ca trolii Kremlinului. Asta nu mi-a plăcut. Altfel, ideile par bune, dar nu se știe care e intenția lor reală. Ce crezi despre acele știri venite din Rusia despre Plahotniuc? S-ar putea să-l aresteze sau este tot un fals organizat de USAT-i? Da, din Rusia nu prea putem să ne așteptăm la mare lucru. Poate fi și o diversiune a Kremlinului. Poate fi o diversiune a Kremlinului ca să-și curețe imaginea protejatului lor, Plahotniuc, că înțeles că el are și cetățenie rusească. Și ca el să pară pro-occidental, în opoziție cu Dodon, hop, și îi fac un dosar penal. Cred că ai mai mulți susținători în România decât în țara de baștenă, zice Ion Vârlan. O să vedem. Când o să candidez și în România, o să numărăm în procente voturile, pentru că numeric probabil o să iau mai multe voturi de aici, dar aici de câte ori, de vreo 10 ori mai multe persoane cu drept de vot. Am auzit azi, autoritatea electorală permanentă a anunțat cifra de 18, aproape 19 milioane de alegători. 18,9 milioane de alegători. Stai în România că e mai bine, zice Dan Dan. Mai e bine acolo unde nu-s eu, zicea cineva. Eu prefer
să fac bine acolo unde mă duc. Și sper să nu fiu nevoit să plec din România, dar sunt gata oricând să mă întorc în Republica Moldova dacă reușesc la vreun fel de alegeri să obțin vreo funcție publică. Poate o să participe și pe la concursuri, dacă se anunță concursuri și se anunță reguli noi, transparente și există vreo speranță măcar că vor fi aleși oamenii pe principii de meritocrație. Credeți că realizarea proiectului Venus al lui Jack Fresco este realizabilă în următorii 50-60 de ani? Hai să vorbim despre chestii realizabile și nu utopii. Mihai Gorobeț privește și nu știu dacă e cel Mihai Gorobeț pe care l-am avut coleg de facultate în anii 90 la film. Credeți că realizarea proiectului... am mai întrebat odată omul ăsta, nu știu de ce repetă. În general, ce credeți despre proiectul Venus? Numai nu spuneți că e o utopie. Deja am spus că e o utopie, dar mi-amintesc că și Valeriu Gușan m-a întrebat de când ne-am cunoscut. Prima dată m-a întrebat despre proiectul Venus. Eu nu știam despre acel proiect, totuși el mi-a arătat, am privit câteva videouri și nu m-a atras atât de mult. Mie îmi surâde mai mult să vorbim despre stat de drept, despre transparență, despre participare, despre democrație, despre alegeri libere, despre proteste, despre implicare. Cred că e loc de schimbat establishmentul actual. Probabil globalizarea va aduce soluții noi. Iată cum sunt alegerile electronice. Ați auzit cât de frumos s-au desfășurat în Estonia sau alte soluții alternative actualei vieți politice. Dar cât timp această democrație firavă e pusă în pericol, e pusă la îndoială, cred că trebuie să luptăm să o păstrăm și să o protejăm, să nu visăm chestii irealizabile, utopice. Dan insistă să vin să merg la Suceava, în mod sigur la vară, dacă nu o să fie alegeri, dar o să-mi găsesc timp și pentru asta, în mod sigur la vară o să încalec bicicleta, o să-mi iau cortul în spate și o să pornesc prin lume. Poate o să fac turul României, poate o să fac turul Balcanilor, poate o să fac turul Europei, în dependență de cum o să-mi fie sănătatea și cât timp la dispoziție o să am. În dependență de cu cine o să mă mai întorloc pentru astfel de aventuri. Pot să mă pornesc singur, dar îmi place mai degrabă să pornesc cu oameni, eventual pentru o cauză comună. Deci, până la vară mai discutăm. E foarte posibil să ajung la Suceava. Crezi că dacă avea nevoie Kremlinul să ia pe Plahotniuc, nu o făceau? În 3-4 ore era la tribunal. Nu cred că e atât de ușor să bagi la pușcărie pe cineva care e lider politic, a avut și funcții publice, acum iată e deputat ales într-un alt stat suveran. Este un scandal de nu te-ai văzut. Și Republica Moldova și Federația Rusă suntem state suverane, membre ONU, în Consiliul Europei și nu cred că îl bagă pe Plahotniuc atât de ușor la pușcărie, nici dacă ar vrea Kremlinul. Dar cel mai probabil nu vrea, nu întâmplător, îi se permite lui Plahotniuc să retransmită de atâția ani cel mai influent canal de televiziune și de propagandă kremlineze, Первый канал. Taman canalul pe care a fost criticat acum câteva zile, taman acel canal el îl retransmite, dar retransmite numai ce vrea, la fel cum face și fostul deputat și fostul ministru al apărării Pleșca, am uitat cum îl cheamă pe acel Pleșca de la Chișinău, care retransmite Digi de aici de la Chișinău, dar îl retransmite, se pare, cu aproape 2 ore diferență și retransmite numai ce vrea el și numai ce vezi. Întrerupe o emisiune, niște știri, ceva, o transmisiune în direct și bagă reclamele lui sau bagă niște concursuri absolut aberante de ale lui. La fel face și Plahotniuc, evident, la scară mult mai mare, parazitează pe televiziunea de propagandă kremlineză, Первый канал.
Nu întâmplătorii se permite să facă chestia asta pentru că cel mai probabil e din gașca lor de încredere. Citesc ultimul comentariu și o să închid că e oră târzie. Sistemul ăsta globalist e un dezastru, zice Ion Lavric. E ca un buboi. Decalajul dintre cei bogați și cei săraci este mai mare ca niciodată. Oamenii care vor cu adevărat schimbarea o să ia atitudine. Avem nevoie de o schimbare reală, nu praf în ochi. Ion Lavric, hai să nu tragem ariciu de păr, că s-ar putea să ne înghimpăm. Se pare că noi, fiecare dintre noi, trăim acum ca niște boieri. Decalajul dintre oamenii săraci și oamenii bogați e mai mic ca niciodată. Nici împărații nu trăiau pe timpuri așa cum trăiește mare parte dintre noi. Progresul tehnic, tehnologiile informaționale ne permit acum ce nu își puteau imagina nu bunicii, părinții noștri nu își puteau imagina mai ieri. Deci nu mai scuipați în fântâna din care beți în fiecare zi și vă adăpați. E foarte bine că vreți mai mult, că vreți mai bine, dar nici de cum nu trebuie negat că ar fi bun ceea ce am obținut cu foarte mare greutate, cu secole de luptă pentru libertate. Prețuiți ceea ce e de prețuit și de apreciat. Libertatea de exprimare, drepturile omului, diversitatea, pluralismul de opinie, pluripartitismul, alegerile periodice, luptați ca ele să fie cât mai libere și cât mai corecte. Când o să fim într-o situație mai bună, atunci poate o să ne gândim și la perfecționarea acestui sistem capitalist, pluripartitist, competiții cu alegeri periodice. Dar deocamdată, vorba lui Churchill sau cine a zis, deocamdată ceva mai bun decât democrația nu a fost inventat. Chiar dacă pare, la o analiză mai atentă cu lupă, chiar dacă pare un sistem deficitar, prost, cu multe probleme, dar deocamdată un sistem mai bun decât democrația nu a fost inventat. Haideți să-l înțelegem, să-l folosim și după aceea, dacă o să fim capabili să-l îmbunătățim. Mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Ținem legătura. Noapte bună!